Oh, yeah.
Nu este Dumnezeu ca să o faci și să ai de la întotdeauna acum și în fața și în fața ce trebuie. Amin. Bună seara! Bine ați venit la seara de privegere Ioan Alexandru, cuvântul Ioan Alexandru și, așa cum am anunțat, seara aceasta a început cu Lumina Lina Lidului, Lumina Lina. Este a 21-a seară de privegere în cadrul acestui seri de privegere de la Facultatea de Teologie. Și trebuie să spunem că acum 3 ani, în 2012, domnul profesor poate să mă corecteze, în 2012 noi am început aceste set de privegere tot cu poetul Ioan Alexandru. Și amintesc că atunci am fost invitați, deci am vorbit domnul profesor Nicolescu, doamna Lidia Bovița Suicescu, părintele Aurelian Damian și toți cei care l-au născut, printre actori, dacă ne amintesc, cred că doamna Calciu, Luciana Calciu și apoi Manuela Hărăbor. Manuela Hărăbor, da? Am început cu poetul Ioan Alexandru set de privegheri și pentru că s-au împlinit anul acesta 15 ani de la trecerea la domnul a poetului nostru creștin, ne-am propus ca în această seară să depunem o mărturie despre întâlnirile providențiale. De ce? Pentru că vorbitorii din această seară, ne lansăm această chemare, vor vorbi și despre întâlnirile providențiale, despre întâlnirea providențială cu poetul Ioan Alexandru. În Ortodoxie, noi punem preț nu numai pe învățăturile care s-au așteptat în scris, dar punem preț pe întâlnirile providențiale. Și aș da un exemplu din literatură. Spre exemplu, ce ar fi însemnat marele scriitor creștin Dostoievski fără întâlnirea cu Ambrozie de la Optina? Starețul Ambrozie de la Optina, care i-a oferit lui Dostoievski chipul gherobei, chipul starețului, chipul bătrânului, înțeleptului, starețul Zosima din frații Karamazov. Cred că și noi, cei care l-am cunoscut pe Ioan Alexandru, am putea face această mărturisire. Personal, m-am întrebat dacă nu l-aș fi întâlnit pe poetul Ioan Alexandru, ce ar fi însemnat viața mea? Și în același timp, așa cum vom vedea, acest entuziasm pe care poetul Ioan Alexandru mi l-a dăruit fiecare dintre noi care am participat la cursul de seară. Suntem în această seară, să spunem, promoții diferite Ioan Alexandru. Spre exemplu, doamna Ana Bava sau doamna profesoara Dorteceanu, cred că sunt generația și domnul Costin Nicolescu, generația 70-80, probabil și după 80. Noi suntem, mă bucur că este alături de noi și domnul Silviu Despa, jurnalist, ne amintim de anii 83-84 până în Revoluție, până cu părintele Aurelian Damian, pe care îl salut și mă bucur că a făcut această călătorie de la Buzău la București și cred că eu trebuie să mărturisesc acest lucru. Vă dați seama ce ar fi însemnat să nu ai cui împărtășit bucuria. Bucuria întâlnirii cu poetul Ioan Alexandru. Pentru că trebuie
Chiar și dintre studenții teologi, poate că unii au mers, dar mai mulți erau de la celelalte facultăți, la cursul Bărân Alexandru și ne referim aici la cursurile de poezie ebraică, de ebraică, cursuri, seminarii de ebraică, unde Ioan Alexandru, chiar dacă deasupra amfiteatrul, Titul Maiorescu sau nu știu ce amfiteatru, era poza mare de conducător, între ghilimele, și Ioan Alexandru, poetul creștin, de vorbea despre chemarea lui Abraham, despre Iov, profeții mesianice, psalmi. Sau la arte plastice, unde pentru prima dată și n-am mai avut această ocazie să participăm la Ierminia, adică imnele, imnele Sfântului Simon Mauteolog, imnele deci poezia geografică Roman Melodu sau Efrem Sir. Așadar, invit pe doamna Ana Val, vă rog să ofiți aici, profesor universitar la Academia de Studii Economice, dar o fidelă ucenică a poetului Ioan Alexandru, pe doamna profesoară Bătăceanu, profesor de limbi clasice și teologie la Facultatea de Teologie Romano-Catolică, domnul Costin Nicolescu, pe care dumneavoastră probabil că îl cunoașteți pentru că a participat la multe dintre seriile noastre de priveghere, Silviu Despa, jurnalist, inginer, dar vă spun, umbra lui Ioan Alexandru. A fost permanent alături de Ioan Alexandru și pe părintele profesor Aurelian Daniel de la Catedrala Sfântului Cerisama de la Buzău și pe părintele profesor Ioan Caraza, care se știe că a fost foarte apropiat marele nostru poet. Avem de asemenea bucuria să salutăm în mijlocul nostru pe actorii care vor recita din Ioan Alexandru, pe Magda Catone, care nu are nevoie de prezentare, Ana Calciu și absolventul și de teologie, domnul Toni Cristin. Aș începe doar cu câteva evocări pentru a da totul în această seară. Mai întâi, trebuie să amintesc o dată, apropo de întâlniri providențiale. 6 iunie 1981. Eram elev la Seminarul Teologic din Buzău, coleg cu părintele Aurelian și preasfințitul de atunci, Antonie Prămădeală, care a fost episcop al Buzăului 1980-1981, cam 2 ani, 2 ani și ceva, m-a invitat pe poetul Ioan Alexandru. Era regimul comunist, ateist. Nu mi-am închipuit că un poet poate să exprimă cu atâta dezinvoltură, să dărească atâta entuziasm vorbind despre Biblie, despre Sfânta Scriptură, vorbind despre zona bătăiei Duhului. Amintesc că părintele Aurelian, acum 3 ani, a vorbit despre acest discurs al doamnei Alexandru, dar îmi amintesc că, între altele, parafrazez acum, spunea Alexandru că știința merge și ea într-o anumită limită, la fel ca zborul vulturului, zice vulturul, este pasărea care zboară la cea mai mare înălțime posibilității naturale. Nu avem în vedere acum. Acum cu rachete și alte mijloace tehnice se poate zbura mai sus. Dar mai sus, dar nu mai înalt. Dar, spunea Alexandru, dincolo de zborul vulturului, dincolo de posibilitățile naturale, este acea zonă a bătăiei Duhului,
a Duhului Sfânt, care, printre altele, spunea Alexandru atunci, te întâlnește cu personalități providențiale, care îți schimbă, pur și simplu, cursul vieții. Și apoi am vorbit, bineînțeles, despre preoție, despre faptul că preoții sunt cei care trăiesc din cuvânt. Am vorbit despre Octavian Goga, apostolul al Dealului, cum l-a considerat Ioan Alexandru, și a încheiat cu o poezie pe care probabil o vom auzi în această seară, Casa Părintească. Cu aceasta a încheiat Ioan Alexandru. Și după aceea, venind la București, deja era avusese loc această întâlnire și timp de 4-5 ani am participat la toate aceste cursuri. Doar atât vreau să spun că de fiecare dată plecam, așa cum spuneam noi, cu bateriile încărcate. Aveam nevoie de această ieșire și îmi amintesc că în ultima parte, cred că Sigur își amintește foarte bine, noi lăsăm la universitate buletinul de legitimație și carnetul de student, portărița de trecea pe un registru, așa, ca să ne intimideze. Asta o să aducă ele undeva. Dar mai avea și, mă rog, obiceiul. Pentru că atunci era 87-88, era problema cu pana de curent, pana de gaze și așa mai departe și ne stingea lumina și era foarte obraznică, îmi amintesc, la adresa poetului Alexandru. Dar poate un Alexandru nu știa, el era nevoie. Și îți spunea, mă iertați, mă iertați și vorbea pe întuneric. Și aș vrea să vă întreb, nu-i așa că vă e dor de puloverul lui Ioan Alexandru acela când recita sau când ne e dor de toate aceste momente de dinainte de 89, dar și după 89, pentru că personal trebuie să spun că în 1991, cu ajutorul Dumnezeu, s-a organizat la Seminarul Teologic din Buzău un simpozion numit Stăgâmbaie. Părintele Stăgâmbaie trăia cu poetul Ioan Alexandru și cu părintele profesor Galeriu. Și cu această ocazie, părintele Dumitru Stăgâmbaie a adresat și o scrisoare Seminarului Teologic, de fapt, elevilor seminariști de la Buzău, o scrisoare excepțională. Și chiar mi-am amintea un coleg, care a fost elev, părintele Mihai Marian, astăzi, și m-am amintit că Ioan Alexandru a venit de foarte multe ori la Buzău, chiar dacă unii îl recetau doar ca, după Revoluție, doar ca un politic. Dar eu am spus și ieracului de atunci, Dumnezeu să-l odihnească, eu nu invit pe omul politic Ioan Alexandru, ci invit pe poetul creștin Ioan Alexandru, despre care, așa cum spunea părintele Aurelian, el este un apostol, poetul, apostol Miran, în perioada comunistă ateistă. Vreau să strângeți un pic lumea. Cineva din spate, strângeți un lumea. Iisus Hristos a înviat de morți sunt mai mari decât propria mea existență. Cunosc acest lucru, toată cartea mea este bătrânsă de fapt o vie din Iisus Hristos, prin însuși faptul că a înviat. El în vie a absorbit carnea și modul nostru de a vedea și sufletul nostru și gândurile noastre, absorbit în felul său de a vedea lumea. Noi nu avem un merit care aparține lui pe credință, ci noi nu avem decât această chenoză de a recunoaște în carnea noastră că El este. Și într-o bună zi vine evident, devine evident pentru fiecare dintre noi care căutăm, trebuie să se aibă onestitate. Să nu te joci și să nu faci viață, să nu fii dat. Trebuie să ai onestitate într-o bună zi să te recunoști ca om al păcatului, lucrul de căpetenie pentru a participa la taina morții și a învierii lui Iisus Hristos este să-ți recunoști păcatul.
Cine spune că este om fără păcat și să se poate creștin după părerea mea, nu are nimic cu creștinismul. Când Iisus a apărut lui Petru, a spus, ieși de la mine că sunt un păcătos. Fiecare dintre noi în prezența lui Hristos de simțit păcatul. Simțindu-ne păcatul, este luat acest păcat de Hristos deasupra noastră și putem participa la învierea lui. Să ajute Dumnezeu poporul acesta care trăiește de 2000 de ani în taia aceasta și a trăit prin cei mai buni fieri până astăzi și prin cei mai zveriți știuți și neștiuți să descoperim ceea ce este Alfa și Omega și pentru poporul român. Credeți-mă, în afară de Iisus Hristos, nu există nimic plauzibil, nu există axa pe care să ne clădim ca persoană, ca familie, ca neam și ca seminții, nu numai noi, ci toate poporul Europei, ci toată lumea. M-am gândit că ar fi bine să vorbim pe promoții. Așa că dăm cuvântul primei promoții. Dar acum eu nu știu dacă doamna Pătăgeană erați și 85-86? 70 ceva. 70 ceva. Păi da, mă. Mi-am venit abia după 83-84. Chiar dacă... Așa, deci... aveți cuvântul. Mărturisirea fiecăruia dintre noi, după aceea, doamna Naval, domnul Costion, fiecare împletind această mărturisire. Da. A fost încă de la prima lecție de ebraică. Adică, întotdeauna am avut o dorință foarte mare să înțeleg, să știu limbile în care sunt textele sacre. Eram copil și am vrut să învăț latină ca să înțeleg ce se spune la biserică. După aceea am dus la filologie clasică și să învăț grecește ca să pot să citesc Noul Testament. M-am îndrăgostit de Biblie, deci vreau să văd de aproape. Dar ebraică de unde? Lucram în universitate, nu se zărea nicio șansă. Și deodată se anunță că poetul Ioan Alexandru, specialist în Eminescu, o să țină un concurs de ebraică. Am fost de la început, mai sunt pe aici, cel puțin o colegă mea care a fost de la început. Eram vreo 20, poate, într-o sală normală de curs. Ne încerca foarte serios să ne predea gramatică, alfabetul, bineînțeles. După aceea, gramatică, tot. Făceam de exerciții, să citim, să traducem. Ne-am împărțit foarte repede. Unii care încercam serios să citim, să traducem așa, și alții care erau mai auditori. În fond, asta era important, pentru că era important ce vorbea pornind de la acele texte. Și s-au adunat tot mai mulți, până când ne-am mutat într-un amfiteatru și veneau și din afară. Erau apariții foarte interesante, îi cunoșteai că nu sunt chiar fi facultate, că veneau unii în Sultan, în Revedentă, nu? Alții îi cunoșteai eu, protestanți, că aveau niște aparate de înregistrat așa mai moderne. Se umpluse, era plin acolo. Intra în clasă, la început vorbea foarte încet. Aproape că nu auzeai de ghezeu să stăm mai în față, să prindem locuri. Și apoi îi prindea subiectul, se însuflețea, pornea de la un cuvânt, intra în etimologie, în sfârșit, pomenea și de gramatică, și de context, și până începea să zburde prin Scriptură, ajungând întotdeauna la Noul Testament. Era foarte dens ce spunea, foarte, foarte plin și în același timp foarte unitar. Adică se făcea o unitate din toate, care, să zic, reflecta și unitatea lui sufletească.
Era seara destul de târziu și veneam obosit. Cel puțin eu eram obosită, la fusese ore înainte, hârtii de făcut, în sfârșit. Uitai de toate. Când ieșeai de acolo, ieșeai odihnit. Nu exagerez, într-adevăr. Te scotea din orice putea să fie oboseală, plictiseală sau... Ce pot să spun? Ar trebui cine poate povesti tot ce ne-a plimbat el prin Biblie. Și în același timp, era așa ca un copil prietenos, să spunem. Avea ceva de copil și întotdeauna ceva prietenos, așa, să te ajute, să-ți facă bine. Ieșeau și unele lucruri amuzante odată. Cineva se vedea că e foarte răcit și ne întreabă foarte serios. Aveți până acasă? Noi rămânem bine, ușor de sufă, toți bucureșteni, de pe la blocuri, de pe la... Vedea iarba așa, când te duceai în parc. Aveți până acasă? Ce v-am adus? E foarte bine să faci inhalație pentru răceală. V-am adus fân din Transilvania. Scoate din geantă acolo, din sarnă și ne pune pe toți să ne punem câte o hârtiuță pe bancă, ca să ne pună acolo câte o mână de fân și ne explică cum să facem inhalație pentru răceală. Sau altă dată, venea foarte exact, adică așa, venenește, amințește la curs. Deodată întârzia, ce știu eu, 5 minute, 10 minute, a intrat în pustină, așa, fără să zică nimic și a scris pe tablă, Habacuc, cu Q. Până atunci nici nu știam grafia asta, că știam Habacuc sau din Biblie de după Septuaginta. Știu că ne-a rămas atunci așa o simpatie pentru profetul Habacuc, nu? Cel drept din credință a trăit. Toate dificultățile care au început, era ceva de negândit să se întâmple în universitate așa ceva. Mai erau profesori care, într-o rupă, în cerc mai restrâns, încercau să, cum să zic, să se refere puțin la credință. Dar ce se aduna acolo a creat spaima unor tovarăși. Și atunci au început tot felul de șicane. Cu lumina, ba, nu se găsea cheia. La un moment dat, oficial era desfințat și știu că stăteam în hol și ne pasam în fiecare ocazie numărul sării, ca pe un fel de parolă, așa, de la unul la altul, ca să știm unde ne întâlnim. Ei, după aceea, universitatea a interzis cursurile, dar ne-a rămas o asemenea, cum să spun, îmbogățire sufletească și curajul de a ne apropia de Biblie. Până s-a mutat cursul la arte plastice, am aflat mai târziu, am fost și acolo de câteva ori, mi-aduc aminte că o prietenă a venit din provincie cu un nepoțel care avea vreo 10 ani să ducă la curs. Deci o să înțeleagă pietul copilul ăsta. Nu, dar o să fie mare să știe că l-a auzit pe Ioan Alexandru. După aceea, nu mai știu ce se întâmplă până, ne-au rămas poeziile. Până au fost schimbările din 89, când am văzut în Parlament, am sperat că poate duce pe Dumnezeu, de fapt, conștiința noastră despre prezența lui Dumnezeu acolo. Și atât. Și
stare încălzitoare de jucătorul cerului. Am fost cum și asta a fost pe care a văzut Parlamentul. Și am văzut cu sângele curgând pe jos. Și am scris în degetele mele pe ecranul zării. Sângele martirilor, sămânța creștinilor. După ce am văzut și s-a făcut la de oameni și dus la televiziune. Cred că avea atâta putere în cuvânt,
Și această capacitate de a nu mai de a captiva oameni, suflete, dar de, și de a-i schimba, datorită faptului că era un trăitor, un trăitor profund și autentic al vieții creștine. Și, practic, despre aceasta mărturiseau toate cele ale sale, de la modul în care, sigur, se desfășurau cursurile în acea atmosferă în care simțeai adierea grupului, și până la întreaga sa viață, nu pot să depun mărturii prea multe despre viața sa personală, pentru că de puține ori am avut privilegiul să iau parte la ea, dar am două, trei amintiri pe care aș vrea să vi le împărtășesc. De pildă, domnul Ioan Alexandru, de cele mai multe ori duminica, venea la Biserica Sfântul Silvestru, unde era părintele Galeriu, așadar îl vedeam venind cu întreaga familie, toți copilașii, doamna, sigur, îl vine, elegantă totdeauna și veritată în același timp, copilașii mai neastâmpărați, iar domnul Alexandru foarte atent ca nu cumva ei să deranjeze pe cineva din biserică. De asemenea, vreau să vă mărturisesc despre o întâmplare frumoasă, pentru că ea arată și acest mod de trăire de plin al domnului Alexandru, dar pe lângă, să spunem, o rigoare pe care o avea viața creștină și o mare libertate de înțelegere a acestei trăiri. Mă aflam într-o vară, pe primăvara anului 1981, dacă mi-amintesc bine, la Agafia, unde deseori familia Alexandru își petrecea vacanțele. Și era preajma sărbătorii Schimbării la Față, care este hramul mănăstirii Sicla, schitului Sicla pe vremea aceea. Și am aflat că domnul Alexandru urma să meargă la hram. Și am avut ajutorul unei măicuțe de a îndrăzni să rog să îl însoțesc, că aș fi vrut să merg și eu, dar sigur era mai greu să mă sigură. Așadar, de dimineață am pornit pe drum către mănăstirea Sicla, cu, întâi de toate, mergând pe jos, bineînțeles, domnul Alexandru a rostit rugăciuni începătoare, am mai rostit câteva rugăciuni care erau chinate sărbătorii, și apoi, sigur, a fost un regal al comparațiilor între slava venită de Moise pe muntele Sinai și slava pe care Mântuitorul și-a arătat-o la schimbarea la față de muntele Tabor. Eu aveam menirea să duc părintelui Paisul Caru niște daruri de la o prietenă pe care puteam într-o trăiscuță pe umăr. Pe vremea aceea eram o petișcană destul de viragă și destul de nefuticioasă. Nu ca și altă la petișcarea de sigur. Și cam, și eu mă pe cu acea trăiescuță după mine, iar domnul Alexandru se sizând faptul că am ceva, o mică povară, imediat mi-a luat-o, așa o bără, mi-a și acum, a tânat-o în și dovedindu-te odată generozitatea pe care o cunoștea.
dată a deschis brațele în și a spus: „Dar mi-a dat spațiul liturghiei, suntem în spațiul liturghiei.” Și am urcat împreună, sigur, până la mănăstire, unde sunt face puse cu părintele Europa, părinții cu cartea asta în Pistria, deci cu un suport de preot și, sigur, cu foarte mulți credincioși. Despre această calitate de trăire de plină, cred că o mărturisea și familia sa și o mărturisește încă familia sa, copiii săi, care unii dintre ei sunt lucrători în aceeași, pe aceeași cale ca și tatăl lor. Maria Alexandru, care este specialistă în psaltică veche, în scriere psaltică veche, și fratele ei, care este șerman, care este teolog, ca și ceilalți care meserile pe care le-au ales, desigur că, așa cum au învățat în casa tatălui lor, sunt convinsă între ei de creștină. Și am gândit pentru această întâlnire, înainte să vin aici, pentru mă invitați de astăzi vară, să le văd puțin unele dintre cursurile pe care le-am păstrat. Deci din anii, dacă și de 70, început anilor 80, și citindu-le și recitind frumusețea extraordinară a cărturilor domnului Alexandru, m-am gândit că poate ar fi pentru dumneavoastră, aș mijloci o întâlnire mai directă cu dânsul și cu atmosfera acelor cursuri, dacă v-aș citi câteva dintre, le-aș numi apoftegme, aproape, cuvinte, sunt cuvintele bătrânilor, ale domnului Alexandru din aceste cursuri. Ele sunt, nu sunt ordonate în niciun fel, le-am cules așa, într-un timp de relativ scurt și atunci n-am putut să reorganizez cumva. Chiar această întâlnire a noastră am putea să o punem sub aceste cuvinte ale domnului Alexandru. Istoria se mărturisește ca prin roșu, prin oameni, ca persoane, prin familii, nu e istoria unor mulțimi. Averea cea mai mare a unui om este să aibă cât mai devreme convorbirea cu tatăl său. Tatăl său, bineînțeles, tatăl ceresc. A cui dreptate este acea? Este a iubirii. Evenimentele cruciale se întâmplă taină. Răul săvârșit nu poate fi distrus prin puterea proprie. Misterul persoanei trebuie înțeles ca unul, adică unul unitar. De aceea judecata de apoi nu va fi lăsită decât atunci când trupul și sufletul vor fi împreună. Cu credință și cu un dar mic, puteți face lucruri mari. Dacă vrei să te împaci cu un om, pune-te pe rugăciune. Biruința e acelui plân. Aici mi-amintesc foarte bine de o întâmplare de la curs, unde povestea domnul Alexandru că zbudărnicia copiilor săi pricinise necazul unui vecin. Și atunci s-a pus pe rugăciune, într-adevăr, pe care a fost o sticlă cu vin, s-a revenit la ușa vecinului și s-a îmbrățișat și așa lucrurile, tulburările au fost disipate. Ca să evidențiezi biserul unui trandafir este prea scurtă viața, poetul Alexandru. Răul nu poate fi stârpit decât prin jertfă. Dragostea absorbe păcatul, scârba și le arde până la distrugere, mistuire completă, până când nu rămâne decât tot dragostea. Acesta este Ioan Alexandru. Atâtea mari cuvinte ebraice și pretutindeni am dat demnizul de foc, ca
care este Iisus Hristos, ce care este arde și pâlpâie ca focul Sfântul, din care iradiază până la sfârșitul veacurilor, învierea, în puterea Domnului Sfânt, învierea cea mea. Și încă Domnului vieții începe să se prelungă viața asta. Era părintele Chiala, care și era de
Vechiul Testament și de Ebraică și ne-am privit, eram cu Alca Fergulescu și cu soția mea și am venit să le copiem versetele și să traducem. Nu cumva să ne ducem noi nepăsători și fără să ne facem temele la iubitul nostru, Ioan Alexandru. Și am intrat la bibliotecă, le privea zâmbitul, le cheamă așa, fi să se dea de mine, era fără barbă, fără barbă, frumântă, ce ne-am mirat mai așa puțin, dar era foarte dorăitor și ne-am infectat. Și ne-am făcut temele. M-am făcut rost tot cum am putut de gramatici, de rit. Trebuia să merg, eram ucenicii care mergeam după învățătorul nostru. Și cum vă spun, tot într-o taină, Bucureștiul acela, Domnul, țin minte cum veneam, cum vă spuneam, aveau mers mai bătrânesc așa, cu oceanul pe care avea o cărat, cu pălărie sau cu căciulă, o purta ca țăranii, de când se lăsa puțin frigul până târziu în primăvară, și tăneam cu servieta aceea și descărca din tot felul de cărți, exegeze, Vechiul Testament, albume, tot felul. Și noi ne uitam cu ochii mari, să vedem ce se ascunde acolo, Domnul Iada și cum spun, începea. Și prima oră se făcea întotdeauna gramatică, eventual traducere, mai început, aveam și acum mai multe cărți, de care am început fiecare carte, am început așa pe câte puțin, dar din gând în gând decola. Și s-a prindea și ne purta și lacrimi erau văzute și nevăzute. Asta era un loc de mare utilitate și unde Ioan Alexandru era la început. Însă și în pajul, în care era mai mult, a fost cu Suleiminescu, unde venea, știe cine a fost, cu ediția Perpesicius, care are, avea avantajul pentru el, care oferea scris foarte generoasă. Toată mântărită, în sus și în sus, scrisă, adică mântărită scrisă, că era mai mult scris, dar avea decât poezie, cu niște gânduri cu totul, cu niște gânduri, cu niște interpretări cu totul speciale, aparte, în viziune creștină, dar totul era foarte mântărită. Până s-au auzit de Hristos, dar el am auzit, cred că un an sau doi, de locul sunt întrupat. Ceea ce suna foarte tare și puțin de lămurit pentru cineva care nu a avut să se dea face cu biserica și cu lucrurile acestea. Și încet, încet, așa ne-a luat și ne-a purtat. În sensul ăsta ne-a fost o călăuză multora. Și dacă spun de călăuză, chiar casa lui, ce mai intrat pe neam, arăta puțin ca să vă imaginați ce care a văzut, bineînțeles, cu casa călăuzei. Cărți împrămădite peste tot, pe masă, pe sucrata, pe trăvare. Ținte că avea să dau concertat, să iau un copil niște ciorate. Erau, cred că, câteva zeci de perechi, dar toate amestecate. Și, până la urmă, nu stăteau să le împerecheze chiar așa, cât de cât să se potrivească. Ne-am dus odată și venise din, de la Moscova, fusese la un festival la Moscova, unde cucerise. Și adusese un pic de vodka, aveam destul de fecetoși. Și ne-a dat niște borcane de iaurt, dar nu din aranță, erau mici și mari, cine și-a țărit. Și ne-a dat aranță, ne-a dat un picuț de tot. Borcane de iaurt, da, da, pahare. Și tot așa. Și aduc aminte, primul post. Asta se dea aminte. Primul post care l-am pornit eu cu soția mea și cu frate Săbulescu, ne-a invitat la frate, l-a lăsat casetul de creștini, de Crăciun, și era acolo părintele Caraza. Părintele Ioan Caraza fusese coleg cu el în Germania. Și legase ceva, nu știu cum să spui, simțea, adică lega ceva cu intimitate, parcă dincolo și din coace de prietenie. Erau parcă într-un duh. Și pentru el, Părintele Caraza, era, nu știu, nu era acceptat atunci așa, interios, până așa, un fel de monseniu logic, așa, de structură și de savant și cu copicească, dar cel mai înalt. După cum pe Francisca, când vă la cursul de braică, se și era cu vede, avea un dioșie special, totdeauna îi spunea un cuvânt și o privea cu ceva special. Se era că cineva o aprecia foarte bine la cursurile lui, pe data parte se și bucura. Și țin minte când începea, scotea cărcile, așa cum vă spuneam, se vie, și ne privea prima dată. Așa că țin minte, se scotea, zâmbea, avea chipul de copil, cum spune ce pe cine vrea foarte de copil și ce mai faceți? Ce se zică ce mai face? Era, era, cred că se bucura mult de veteran bine, era și total disponibil. Și lucrul acesta, ca să semeni cuvântul și așa, de niște oameni care sunt gata să cunoască, cred că era și pentru
Sigur că, pe urmă, am mai fost cursuri de literatură comparat, unde am făcut mari clasice, culmile Dante și așa mai departe, culmile. Și pe urmă, am fost cursuri de poezie, de cantină, când unde pe mine, iarăși, un lucru, m-a apropiat de sunt reflexiv. Atunci, eu am dat de sunt reflexiv, cu care m-am însoțit până târziu și vă recomand. Luați poezia mea care s-a tradus la de Isis. E o poezie, nu numai că foarte bună, dar la de contemporaneitate, în limba să de mai spun universală și pentru totdeauna, extraordinară. Cei mai mici traducerea care a apărut la de Isis, timpele nașterii, timpele patrilor și așa, sunt timpele paradisului. Fiind așa îndrăgostiți, una dintre persoanele cu care am trăit într-un grup cu soția mea, că am fost îndrăgostiți amândoi, a făcut să vrem să fim aproape de el. Înțelegeți? A fost dintre clipele cele mai puternice ca apă din viața noastră. Ne-am dus, de exemplu, în satul lui, Topa de Șarpe, ce mi-a citit poezia și trebuie citită, trebuie citită, dincolo de ce facem noi acum, că îl comemorăm, că ne-am gândit, că nu știu ce. Forța lui și el, regăsit în poezia lui, o poezie extraordinară, ne-am dus în satul lui, Topa de Șarpe, citise în poezie. Ne-am scris cum e cum, în concediu cu Glec de Mera Cercuit, am coborât la Pedin și ai cursa la Topa. Un sat fabulos, vă spun. Prima dată când intrai de șoseaua, satul era puțin într-o buclă, așa. Vedem cimitirul. Un cimitir cu cruci de rusta domnului, cam mai mare. Și au învățat o pădure de cruci, dar la propriu. Și cum am mers, casa părintească, care era noi, o mamă cam povești. Extraordinar, ne ținea foarte mult, mai lumea către la București. O mamă, nu știu cum, e prototipul de mamă, dacă vreți, de maică. Părmăților că am avut el cu banii de prima carte, știți cum să vă spun, a cumpărat părinților lui o vițea, o pivoniță de lapte, mă rog, ciuminte. Am vrut să o vedem. Nu mai avea, aveam urmașe de lui. Și satul, din cauza vivorului, acolo vivorul erau ulițele desfundate, adică puteai fi până la genunchi, erau scat acum, mă rog, nu era anulă. Dar așa a rămas la picioarele de vivor. Niște gropi foarte subțiri și adânci, da. Ne-am dus după el la Lofia. Știam că la Lofia era foarte legată de Lofia, unde știți că a făcut și casa poetului. Ne-am dus la Lofia, știam că e acolo. După el, tot timpul. Când ne-am văzut puțin, am lenit. Cred că se pusese în vedere dacă sta acolo să nu se strângă lumea. Și atunci a fost la timp, am dat repede și ne-am dus să facem un drum pe Valea Cosăului spre Valea Cosăului. În drum ne-am oprit la Plăbiș, statul unde este și în Alca Sfântitul Sinan, niște state sunt așa în perete cumva, Plăbiș și Urdești. Urdești mai cunoscut pentru care vârful ale la biserică cel mai înalt este la Vărsanii. La Plăbiș am ajuns, era spre seară, ca să mergem încercați la o casă, mi se spusese unde. Și ne-am dus la biserică, în curtea bisericii era așa o poiană, o depajiște verde, s-a așezat, ne-am așezat și noi, erau vine, erau rachim, nu știu dacă mai era așa, atât. A scos din rucsacul lui Biblia, o Biblia destul de răsfoită, de cum să vă spun, se vedea așa. Și ne-a citit epistola lui Iacob. Deși scurt e adevărat, nu ne-am discutat dacă n-a citit-o și s-o oprea și spunea cum Iacob acela, asta e dat foarte în imaginea asta, care își păduse genunchii rană rugându-se. E la Iacob. Abia pe urmă ne-am dus și deci am mers am fost iarăși, care sunt unici așa, la susținerea tezei de doctorat. Teza lui de doctorat, care se cheamă Patria, Ernestu și Hölderlin. Cu... Bine, am avut.
Știu că i-am furat afișul atunci, nu știu cum vom mai fac acasă, dar iarăși așa era. Trebuia să fim peste tine cu el. Ne-am dus o dată de Crăciun să-i ducem un cadou. Nu fusesem acasă la tine. Cu soția mea, am cumpărat acest fel de portan, ăsta era cel mai bun vin de pe mine. Un cozonac de acasă, niște flori de la rolerie și ne-am dus și nu era acasă. Ce facem acum? Ne-am dus la ușă, florile să nu se ufuță, am zis că e plecat puțin de acasă, am cumpărat repede ceva, o vasă, o leată, ceva, am pus și florile la ușă, stătea pe stata Belga. Și am plecat. Și când s-a întors, după vacanță, se pusese la Colia, unde era soția lui. Deci îi mâncase cozonat, o vreau cu gravedul și florile de înspunătări și-a dat seama. Îți dai seama, mă. Acum, mai sunt momente din asta. De exemplu, eram la el acasă când s-a întors la o întâlnire a scriitorul cu Ceaușescu, în care trebuia să se stabilească inima. Și după ce se făcuse de acolo, negocează cine era o scriitor extraordinar, el zice, fraților, nu este nimic cuvântul patru. Trebuie să apară cuvântul patru. Și datorită lui, e nimic pentru ăsta că l-am acum, a apărut patru. Ținea foarte mult la patrie, avem lucrurile acelea, iubirea de patrie, patria plină de conținut și patria ca pământ al părinților să înțeapă. După cum eram și când s-a întors tot așa de-am prin asta, că îi zice că aveți schițat cenzura. Era puțin, să spunem așa, și el mai tare și cenzura s-a desfințat oficial, de aia exista legat. Astea sunt câteva note care mi-au aduc acum aminte și la care să zic că eram repede pe stradă și dacă se întâmpla să aibă de caz, s-a început chiar în mijlocul străzii și a început să se roage. Vrei să vedem lucrul acesta? Domnul vă spune înainte de că îi propusese mai cea nebunia în Hristos. El devenise încet, încet, având toate datele, nebun în Hristos. Există cărți de lecitim și nebucurând, dar trebuie să realizăm că așa și puțin incomozi în ceea ce spun, prin felul în care se poartă nebunii în Hristos, dar care sunt în Ortodoxia noastră, la catolic, nu știu, sunt undeva în tână. Fără să... Sigur că sunt mai comod când lecitim. Când lecitim întâmplările și așa cu târg și cu bintă. Dar el avea această nebunie în Hristos care se observă. De ce e important pentru mine, ca și pentru alții? Sigur că e important, după mine, pentru parte, prin poezia lui. O poezie și Dance Mihăinescu, care destul de mofturos, de partea asta care a făcut de curând, zice, în punctele ei de maxim, poate să stea alături de tot ce e mai înalt în poezia română. Și aici, întotdeauna, nu ne gândim mai bine. Poate să stea acolo. Dar, ceea ce datorez altceva, lucru care e cu totul rar, să spunem, este faptul, mai, afară de faptul, mai repet, că prin el am ajutat Dumnezeu la biserică și biserică la o lume care nici nu bănuiam și pe și el am putea să trec în lumea aceasta, în frumusețea ei. Ceea ce trebuie văzut la el și care, cu adevărat, cu mare atenție, trebuie privit și încercat de învățat. Tipul de abordare a lui Dumnezeu și a celor din biserică, tipul poetic. Trebuie observat că toată marea literatură, pictură, în fine, toate artele din biserică sunt de structură poetică. Dacă și spunerea trebuie să fie așa, așa, trebuie să fie așa. Prea mult se spune clar. Adică se spune corect, dar nu corectitudinea întregului. E focul și vedeți focul acesta, care nu neapărat este atât de explosiv la toți, el trebuie să fie acolo. Cum o fi la unul? Mai placără de candelă, la altul este călălaie mai mare, ne spunea, zice, totul să încălzești din jos, să fii un foc la care ceilalți să se încălzească. Și zice, la unul se încălzești mulți, mulții, cum se încălzea la el, de exemplu, la alții se încălzește familia, la alții se încălzește unul singur. Cam ca unul să se încălzească, să fie un foc răgat.
Ori acest tip de abordare poetică, punere în afirmare, în trăire, ăsta trebuie să-l învățăm. Este fiecare cu măsura mea, cu măsura lui, dar lucrul ăsta este cu adevărat important. Sigur că era misionar și avea acest care și-a asumase cu Duhul profetic. În ce sens? În sensul prorocilor vechilor Vechiului Testament, care mustrau poporul. Deci să mustim cu dragoste. Deci e mustrat, dar lucrul de asta era dorința de a îndrepta, dorința de a salva. Degeaba toate criticile astea care le facem noi pe toate canalele, pe toate piețele acolo, dacă ele nu au în vedere dreptarea, ce nu mai spune? Nu mai arătarea cu fețe. Unde este micul punct în care punem un evier ca lucrurile să se îndrepte, să iasă pe primul bun? El a lucrat în lumea. Dacă eu am ajuns la el, și asta e, trebuie să spun, am ajuns prin poezia. E o cale excepțională și încă de asta, să vin la Hristos pe calea poeziei. Nu cred că există cale mai nu știu cum să spun, mai fascinantă și mai presus decât poezia. M-am îndrăgostit de poezia, mi-am venit și am ajutat ca să dau de alt și de alți oameni extraordinari. Prima carte cu care m-am întâlnit a fost Viața Deocamdată. Nu mai spun că totuși le scurt timpul, cum am ajuns la el. După aia, văzându-mă, și a fost legătura din primul moment totală și absolută. Țin minte că lucram la o fabrică, la o centrală termofabrică și bibliotecarea, care altfel era foarte, așa, cu cărțile, văzându-mă, a scos și a casat cartea prima, să vă spun, o carte a părut în 2006 și mi-a dorit. Are aici ștampila de bibliotecă. Biblioteca celebre, mă rog cu tare. Dar, sigur, pentru mine, marea, cum spun eu, culmea trăirii poetice vine odată cu Vorile Pustiei. Un volum în haine monahale. Este volumul, este poezia trecerii de la o ardere bună în această lume la o ardere transfigurată. Și toți aceste forte naștere, de renaștere, de devenire la sine, este în această carte care e foarte unitară. Adică aici poeziile sunt potrivate într-una, poate, ca un singur poem până la urmă. Îl citeam în lagă. Și dacă o să citiți, o să vedeți cum se poate. E sufletul nostru care trece prin toate vărbile. Căci noi care am făcut ebraică știm că pustie, dabar, este același cuvânt și pentru pustie și pentru cuvânt. Deci vărbile pustie este și vărbile cuvântului și cuvântul e cuvântul. Ca după aceea și ne-a zis atunci un poet care scrie așa o carte. Poate să se ducă și să se lasă. Mai mult de atât nu se poate. Ce pot să scrii mai mult, mi se părea? Mi se părea că nu mai pot. Și mi se terenții, mi se părea că nu prea pot. Și a venit pe urmă în Republicii, primul din volum de imne, era trecut la o poezie etnografică, poezia, să zicem, tradiției noastre vechi, toată imnele, toate cărțile noastre liturgice sunt cărți etnografice, adică de slăvire. A trecut la un tip de exprimare foarte dificil. Cum spunea și de mult mai greu, în muzică e ușor să scrii pe game minore, e mult mai greu să scrii pe game majore. Ne spune, apropo de Mozart, e așa. Și e mult mai greu să scrii etnografic decât lamentouri sau lucruri din astea așa. E mult mai greu. Nu ca cealaltă machina foarte mare, că nu poate să fie la foarte mare. E mult mai greu să scrii slavă. E mult mai ușor să plângești, să plângi, să... Nu? Și trece și este cartea aceasta foarte frumoasă, care este în... Era în clase verde, așa cum am amintit să mă rog, era de nuntă, o carte de nuntă. Acum, sigur, mai sunt cărțile de eseuri. Am făcut gramatica, erarică.
cum a făcut-o și cu noi care am corectat acolo de carte, și vreau să nu știu cum se chema, s-a plăcut, nu știu cum. A făcut un album de Lucian, poate nu știți, excepțional. Am fost la masa mea ca nu te la părinte la noapte, ca să la dată, ca nu ce frumos cu Lucian. Ne băteam pe părți că tirajele erau destul de mici pentru foamea destul de mare. Oferta de carte mare și trebuia să fac tiraje mici că ce-a mai făcut? A făcut atras de Pindra, știți bine. Cântarea cântărilor, unde iarăși ne-a chemat și pe noi să mai corectăm de acolo, pe acolo, în fine. Cărți care ne marcau drumul împreună. Și dacă fiecare carte era un lucru extraordinar. În altă parte era cartea, erau și localii când apăreau. Era o zi de separat. Acum, aș vrea să facem o mică, împreună o mică experiență, să vedem care e prima poezie cu părinte și ultima. O să-i spun. Și să, ca să vedem cum se deschide și cum se vede. Și prima este una dintre poeziile foarte semnificative pe franceză. Se cheamă Autoportret. Și acesta este Ioan Alexandru pe care l-am îndrăgostit noi și pe care l-am urmat. De aici pleacă. Spune așa. De ce mă simt eu oare în fiecare zi, învins de o bucurie aproape neînțeleasă, când fiecare tânăr e un să par a fi și fiecare, și fiecare fată mi-o socotesc mireasă. Când genunchesc frenetic în fața oșicui și-s pregătit de jertfă fiecare clipă, că nu mă tem acum de spada nimănui și fie ce idee de-a mea e cu aripă. Că azi, în nerăbdare, la locul de popas, mereu e greu de zări necunoscute, deși atunci pe crucea fiecărui pas mă obsedează numai altimele lupte. De ce mă simt eu oare în fiecare zi, robit de mine însu în copacină nebună, stau ca un smog de lună în prag de a se ovindi în cuiburile albastre de apa din fântână. Și nu înțeleg decât că mi este dat să distilez în ritmul această tulburătoare vreme, Ion Alexandru, din nou entuziasmat, citește la cenacul o mie de poeme. Sunt niște mărturii, sunt apar acolo în cartea lui Nace Michelescu, cum era la cenac, era răpitor. Era... Și să vedem pe ultima, știți că de, nu mai discutăm acum, adică drumul lui în poezie, la un moment dat, cum spuneam eu, nu pot să stai la o anumită înălțime. E prea complicat. Hai să vedem cum e ultima, nu ultima, dar ultima care apare tipărit într-un volum. Și se cheamă, în lumele noastre, ultima carte de Irina așa, Inele Maramureșului, și se cheamă Desfericare. Nu rată, sufletul nu împură păcatul, minciuna, cum îi se limpezesc oceanele, că le tulbură luna, fluviul acesta uriaș, între astrintele mari, ușurând cu cosmosul într-una de cadavrele ideale. Scuip afară tot ce îngărește abisul, mâna de duc, ca sorii și revenită fundișul, unde a sporit o travă și pusul se destramă, pustia le-ar soarte pe șartele de aramă. Când munți până la cerul întremenesc, rănite, zdrobește strânca, mierul cu oase nezdrobite. Purtând în spate cotul vremenciei mute, până-i vădit păcatul în peșteră să vorbe. Și prin cherub un tărgăr, dezlănțuit cuvântul, cu șapte coarne frunte desferică mărântul. Nu e, cum consideră unii, terminat după, hai să zicem, numele Transilvania. Trebuie văzut, sigur că lucrurile puțin s-au mai domolit, focul puțin la alte inime, ție de multe ori, dar se pot găsi lucrurile astea. Și, ca să închei cumva, poezia mea, una, poate preferata, este Ascensiunea. Ascensiunea este din momentul acesta, dar este o
totuși, pentru că nu știu dacă va mai fi și aproape, chiar dacă m-am gândit puțin, aș ține să ne sortim și cu aceasta. Se cheamă Biblia Dolorosa. Nimeni în lume mai singur decât mine, toți au venit, văzut și au plecat. Nu știu pe nimeni al lui și cum îl cheamă, plâng zi și noapte neîncetat. Un turn de lacrimi este casa mea, plâng smădușit, dar fi să-i dau un nume, un clopot negru scufundat în cea mai groasă vesnă de lume. Convoaie vin și vin într-una și lacrimile lor în mine se depun. Oceanul cel otrăvit din lume e ca un albastru și nebun. Cine e mai singur, mai bătrân, mai stins, tările cu toate în mine, troiele din spie vin și se depun cu foaie peste mine. Dă-mi, Doamne, ochi să pot vorbi despre ce văd de când mi-aduc aminte, un mire dus cu mâinile pe piept, de veșnice fătrii prin tremurile. Cad toate peste mine, mă cufund, într-una cineva în sată, mornuntul mai adânc, adânc, în bezgări de piatră și de apă. Sunt numai teamă, numai foc și fum, și numai plâns într-una meștire. O, singure că au rămas în universul cu tătul bucră mănăstire. Ce-i sufletul meu? Ce te doare? De atâta vreme nu mai sunt cu tine, am fost plecat, bătut și umilit, și iată mă întors printre mine. Cine sunt? De ce venit am oare? E străin totul, toți îmi sunt străini, cel mai culit și singur de pe lume, în cotorul meu, de unde vin. Pe cine să-l întreb să ia aminte, toți sunt mascat și toți locuiesc, împins încet spre marginile lumii, curând izbita să mă prăbușesc, n-am nimănire cu și să coteală, va globului negru dintr-un sat, ce mi-a vorbit cândva și iată acum, negru de veste s-a necat. Aș vrea să mor cât mai curând, curând, cât mai sunt încă tânăr și cât mai am în vine, sânge adânc când vor cura și cât mai curge în obrazul meu cu rușine. Cât mai pot plânge și cât mai sunt copii și cât mai am o mamă să mă poartă spre cimitir pe drumul de izvor, într-un sicriu de scând învățat. Cât mai e iarnă în lume și cât mai e pământ, un bulgăr mă ca să mă învelească, că-și trezește totul neîncetat, se face pulbere și iască. Se împuținează apele în cior ce mușile au dispărut din vatră, pe zale zap stoluri de corbi, înțepeniți ca niște sfinci de piatră. Dă-mi, Doamne, somn cât mai adânc, să nu mai știu nimic din ce o să fie, un nor îngrozitor deasupra mea să-mi lasă în liniște și mă sfârșie. Mi-e atât de frig și atât de dor și atât, nu mai am aminte de nimeni la minte, doar soră tu, iubită sora mea, acolo, în veci, cu tată și te plin. De atâta vreme, lucrurile curte, de atâta vreme nu mai știu de mine, în cer, cu pământul am dispărut pe valurile mărilor străine. Înge m-au dus, uitarea m-a întors, de o insulă pustie sunt în mare, plâng și în noapte și sunt gol și în cer am rămas o lunare. Șeri neadânc m-au apărut și răcori vorbesc pe neînțelese, îngenunchiat mă rog și sunt un prinț și în jurul meu e o ceartă de mirese. Numai a mea e lipsită, numai a mea e lipsă și iar în singura plâng luminat fără încetare și cerul plânge într-una și eu sunt îngropat într-un sicriu de lacrimi lunare. Da, mă opresc aici. Așa e. Deja am făcut. În orice caise, la început când mă uitam și erau puțină lume. Am avut de multă lume, dar e adevărat că s-a stat în minte, cum se spunea, avea Scriptura în față și se poate citi și așa aici. Deci citești un pic, toată și era cred ca și că le-ai citit o toată. Și noi știm asta de la liturghie, că fără mai este egală cu întregul și tot trebuie să iei cu credință și cu mădește.
Există această carte, nu fac puțină de plană, foarte frumos, o copertă de Paul Gerasim, sunt timpurile brâncovenilor. Brâncovenii care, cred că neamul nostru a trebuit să fie infinit cu gândul tot timpul la ei. Ceva, la Freția, se întoarce timpurile lui pentru brâncoveni, inclusiv oratorul despre care Părinte Lacă a dat, a scris atât de bine, de putere, oratorul. Bine, v-am început și să citim, să citim și să ne folosim. Da. Abia apoi privind-o sau despre.
să le spui așa celor ce n-am fost de față în pupință, crescându-ne ochiul vederii cu care învind eu, ne-a văzut. În ochii cărnii cuprins se ne păda când l-au tras pe lemn și judiat. Și-a trebuit în fugă lor să mărg, să-i poată ajunge în viață. Din părăsirea lor să-i poată întoarce. Numai mormântul gol nu e de ajuns. Pe nervi de foc, în sânge să se împarce, să-mi vindă moartea care lastră. Ne împrăștiasem de la fața lui, ca apa furișindu-se în capătune. Trebuia să ne strige pe nume din nou, hei! Să-l găsim în Scripture. Nu cuvintele să și le strămute acum în aceste ulcioare uscate, cuprinzându-le în pumni ce are în viață. Să pierd din ochi mormântul când zorii se îngână, călcând peste balauri cu șapte. Când am plecat pe cine, așa, sunt pline de
au și ceară de lunare, au și un delem de la candelă, pentru că Aurelian și cei care sunt de la Buzău, văd de la mărturie, predica de multe ori cu imnele lui Ion Alexandru pe tetraport. De aceea îl rugăm să ne împărtășească toate aceste bucurii și mai ales bucuria providențială a întâlnirii și a soției cu poetul Ion Alexandru. Mai înainte de a intra în rolul pentru care am urcat pe această scenă, ca să vorbim de la această tribună, dați-mi voie să fac o mărturisire publică, ce vreau să o fac doar șoptită, doar Domnului Silviu, atunci când ne-am așezat în scenă, în urma strigării, să venim aici, din partea Părintelui Prodecan. Și am renunțat să eu mai spun lui, pentru că iată să o fac acum. Știți, noi citim la o dată Sfânta Evanghelie din biserică, noi preoții. Pilda aceea cu cei chemați la cină. Și aici este o cină exclusiv a cuvântului de data asta. Fără Sfânta Taină, pâinea ca atare. Dar numai puțin pâine și cuvânt. Deci, la această cină, Evanghelia la care ne refeream spune așa, că ești chemat la cină, ai grijă să nu te așezi la locurile de frunte. Ca nu cumva să se spună ție, venind unul și altul, du-te mai încolo. Iată, noi citim în biserică această Evanghelie și în seara aceasta, conform unui proverb care nu prea ne face cinste, anume acela ca să faci ce zice popa, dar ce zice el nu. Iată, noi citim Evanghelia și cei care au aplicat-o sunt ceilalți invitați, doamnele profesor, domnul Părea și părintele nostru profesor, Ioan Caraza, la care am avut teza de licență în Sfânta Treime și căruia îi mulțumesc și cu această ocazie și ne onorează să fim pe aceeași scenă, dar ne complexează din care afară, ca dumneavoastră să stea la dumneavoastră, să stea mai departe de locul, iată, tribuna și unde și lumina mă focalizează mai mult. De altfel, dumneavoastră am ales așa că noi am fost nevoiți să ne plasăm aici. Apoi, iarăși când am ascultat muzica psaltică, am zis, Părinte Prodecan, și nu se putea început mai potrivit. Muzica, dovada infinit convingătoare că paradisul există din moment ce se aude Ana Blandian. Și imediat m-am amintit de finalul unui eseu din Iubirea de Patrie, nu mai știu care, de urmă unul sau doi, unde vorbim despre poezie, Ioan Alexandru încheia, citând din Hölder, probabil, sau Rinke, Weiss Blatt, Sagen, die Dichter Sagen. Ceea ce mai răspune, rămâne de spus, revine poeților sau rapsozilor. Și gândeam așa, iată, nu doar ce mai rămâne de spus, ci și muzica și poezia pot prefața foarte bine ceea ce e de spus. Și acum, intrându-mi în rol, cum spuneam, celui mai bun, celui mai pur, celui mai suferit dintre noi, suferind dintre noi, cum îl numea până nu de mult cu proprie voce poetul Ioan, Adrian Băunescu pe poetul Ioan Alexandru, îi datoram aproape dureros această carte, cum mărturisește acum, am scris recent, domnul Dan Ce Mihălescu, omul cu cartea, absentă notabilă din seara aceasta, că am înțeles inițial, era și dumneavoastră pe listă. Apropo de titlul cărții, când m-am luat să o lecturez, și asta foarte proastă, adică ieri, cât am avut timp între ori și biserică, ce puteți face dacă vă iubesc? Cu subînțelesul ce puteți face rău. Dar este și nimic. Este și conotația cealaltă. Ce puteți face bine? Pentru că vă iubesc.
Păi iată ce, s-a putut scrie cărți despre el, precum cea de față. Se dăruiesc cărți ale lui, cum mi-a dăruit odinioară Părintele Prodeal, la trecută întâlnire, știu că am avut și am citit din dedicația ce le făceați și pe care, din când răspuiesc volumele de Ilea Ioan Alexandru, face bucurie să văd testamentul sau de prietenie ce ne-a legat și s-a întâlnit și prin acest poet. Se dăruiesc cărți ale lui sau despre el, în numele dragostei învățate și de la el. Și dovadă, uitați, când am primit o prin mai carte aceasta. Și în vederea prezentării din seara aceasta, mă gândeam dacă o mai găsesc, mai ales că era invitat și autorul și să știu cum ne putem acomoda discursul. Și am văzut aici Părintele Aurelian Dreacu, sfială al doilea mântuit cu bucurie. Dar ce? Când m-am întâlnit ca să-mi ofere autorul autograf? Și eram sigur că nu. M-am întâlnit cu un fost elev al nostru și preot actualmente și ați primit cartea. N-am primit-o direct la el. A lăsat-o la femeia de la lună în biserică. Și da, trebuie să spun că da și să mă dușinesc că n-am știut de la el, deși iată, Părintele, dar uitați unde pusese notița în îndoitura copertei. Pentru că de la dumneavoastră am învățat dragostea pentru Ioan Alexandru. Iertați-mi că trebuie să mărturisesc și acestea, dar ca să vedeți cum lucrează ce spuneam, că se dăresc cărți ale lui, cărți despre el, în numele dragostei învățate și de la el. Unii dintre noi au ajuns să-i cunoască și eventual să-i iubească pe poeți pentru că au cunoscut și au iubit mai întâi poezia. Alții să iubească poezia, au ajuns să iubească poezia pentru că mai întâi le-a fost dat să cunoască și să iubească pe poeți. Să cunoască poeți autentici de care apoi nu pot să nu se îndrăgostească, cum a mărturisit domnul Costel Nicolescu, că dintr-un început i s-a întâmplat. Ioan Alexandru nu este doar poetul pe care, cunoscându-l, te face să iubești poezia, sau doar poetul pe care îl iubești, pentru că mai dinainte iubeai poezia, care și prin trânsul. Printr-unul ca el ți se oferă spre cu minecare, ci poetul care te trimite spre temeiul absolut al personalității și al lucrării, Sfânta Trăime, parcă l-auzim. Mai important decât mine ești tu, decât noi amândoi, este el, a prezent sau absent. Gândiți-vă, nu cât de actuale sunt aceste cuvinte. Sunt de viitorul în care sperăm că va evolua omenirea. Sunt în genul titlului Părintelui Serafin Rod, Ortodoxia, Religia, Viitorul. Cine are a se teme de o asemenea crez, asemenea principii de viață? Și nu sunt utopii, s-au arătat în istorie. Aceasta e taina Bisericii. Sau seamănă cu ce spunea Voiculescu, știu fără ca să pricep trăirea și trăia viața de așez, cum știu și simt că am în piept inima pe care nu mi-o văz. Cu alte cuvinte, mari poeți ne trimit la biserică, cea plină de Sfânta Trăime, cum spunea Origen, unde abordarea persoanelor celor trei nu exclude cunoașterea, adorarea, de adorarea persoanelor celor trei, nu exclude cunoașterea și preamărirea lucrării, a operei, sau în altă formulare, cunoașterea și admirarea lucrării nu devine idolatrie, cum de obicei lucrul la care se oprește cultura lumii, secularizată, și nu mai ajunge la persoană, cum spunea Părinte Nicolae Venimirovici. Prin asta devenim idolatri. Că dacă Dumnezeu le absolutizăm și uităm de El, Dăruitorul, persoana supremă, Sfânta Treime, Comuniunea Supremă. Și cu Mântuitorul, știi că proceda, trimitea în urma lucrării care scopleșea mintea, te trimitea să dai slavă Tatălui Cel din Cerul. El, ca Fiul, îl revela cu Tatăl. Cum Tatăl din Cerul, știți, la botez, focalizează cu Duhul Sfânt asupra celui întrupat, smerit în apă, iată Fiul meu cel iubit, pentru care am binevoit.
Iată primul om, o mare pregătire în Alexandru Spirean, din istorie, noul Adam. Așa v-am vrut pe voi, fii ai voastră, când a zis să facem om după chipul și asemenea noastră și ne-a dat doar chipul său, asemănarea era o chestiune, iată, unde conlugram. Că de aceea este ineptă întrebarea, de ce nu ne-a făcut Dumnezeu perfect? Iată de ce, am fi fost roboți. Buddha s-a născut în palatele imperiale și era nefericit. A căsit fericirea, a crezut el sub un lotus, de parte sunt cu săraci. Spre o asemenea perspectivă trimite și întreita aprecierii a lui Roger Scruton, un englez tradus la noi de notorietate în Anglia și în America, cred că la multe universități, formator de opinie, m-am vrea să află, a scris această carte spre o cultură a oamenilor inteligenți, cultura pe înțeles oamenilor inteligenți. În această carte, iată ce spune englezul occidental, spre dau preaviz domnului profesor Nicolescu. Vă confirmă un englez, domnule Nicolescu, titlul lucrării spre o cultură liturgică. Iată ce spune un occidental în această carte. Baza oricărei culturi este religia. Și cu asta sunt de acord chiar și atât. Da, la începutul umanității, cunoașterea a fost eminamente religioasă. Miezul culturii comune este religia, spune același. Iar și cu asta sunt gata să fie de acord mulți. În sensul că mulțimile, nu elitele. Și numai chinezii și indieni jumate din planetă. De acord, baza culturii comune este religia. Dar auziți? Și aici se întâlnește cu titlul cărții domnului Nicolescu. Cultura înaltă nu este separată de ritul religios. Nu de ideea religioasă, de ritul religios. Mi-am gândit când am pătruns pentru prima școală în anii 20 și încercam să ne cunoaștem cu profesorii laici, să dialogăm. O doamnă profesor de limba română, din păcate, îmi spunea și eu am icoană părinte acasă, dar nu mă apuc ca țăran ca să gesticulez în fața ei, să facă genunchi de cămilă. Expresie iarăși o doamnă Alexandru. Și atunci eu, tânăr la început, mi-era jenă să o contracarez cu propriile cuvinte. Și am trecut la Petrețuțea, care știm ce spune despre bătrâna din Mărăgan, care câte secetă, seara de seară, se roagă și face metanii și Dumnezeu se îndură și pentru asta te ploaie. E mai important, zicea Petrețuțea, decât toată Academia Română de la momentul acela. Și nu știu, a înțeles cu siguranță, Doamne, nu știu cum s-a terminat. Este tocmai perspectiva liturgică a bisericii pe care n-a înțeles-o distinsul critic Nicolae Manolescu atunci când zice despre poet, din nefericire drumul poeziei unuia dintre cei mai talentați poeții generației generație se închide definitiv în astfel de compunere enfatice găunoasă, care sunt timpele. Pentru dumneavoastră am înțeles doar perioada dionisiacă, de început până la Vămile Văzdurului, a contat. Sau ajunge o mecanică a bucuriei productivă și uniformizatoare. Vreau să punctualizez intervenția mea și iată, despre impactul cuvântului său, pe care l-au mărturisit și alte vorbitori. Asemenea, impactul cuvântului profetic. Din capitolul de la o poezie iluminată la una luminoasă foarte interesantă. Adrian Popescu a pus ceva cu ei din anii 70. Deci, din istoria lui Alex Ștefănescu, acest pasaj, vă rog să-l ascult, să-l pătrunde, să ne-l aminti și care ne va trezi pe cei care l-am cunoscut pe Ioan Alexandru. Când l-am citit, am vibrat ca la prima întâlnire din 81 la Muzeul, când mi s-a ridicat realmente la propriu pălul pe noi, pielea de găină a anului. Alex Ștefănescu evocă empatic apariția lui Ioan Alexandru la începutul anului universitar 1966-1967, în Amfiteatrul Ordovescu o filologie cu creștere la Cenacul Junimea, numit astfel la propunerea lui Adrian Popescu. Și mă opresc puțin la titlul dat de Popescu, la o poezie iluminată, la o poezie luminoasă, chiar le explicam elevilor la școală, să-mi dea o analogie la asta. Una este să fie puse reflectoarele pe tine, ca obiect sau ca persoană,
și alta este să fii tu fosforescent, să împrăști lumină, ca obiect sau ca persoană. Era un afront adus pozitivismul și luminismului. Tinerii interesați de literatură se adunau aici spontan în fiecare duminică dimineața, dată liturghia lor la vremea aceea. Și spontan în fiecare, așa, atrași de o iluzorie a mierei de libertate, cum a vrut să fie perioada, știți ce au șezut, pădejul stalinism. Cum chiar a fost. În așteptarea autorului programat să citească, un student transferat de la Cluj la București, pe care clujenii îl considerau o revelație, dar bucureștenii ignorau aristocrația de la cer. Se făceau glume obișnuite, se râdea, se aplauda eroilor. În această atmosferă a trecut aproape neobservată apariția în fața sălii a eroului zilei. Era un tânăr imber, cel de pe copertă, cu o față de copil posuflat, cu mâini puternice de țăran, în 16 copii ardeleni, știi, născut în noaptea de Crăciun. El a scos din buzunar câteva foi de hârtie și a început să citească, fără zâmbet, fără să capteze bine bunăvoința și apropo și a ce-am captat cea benevolenție. Foarte important astăzi, că lumea avea imagini. Imagini. Fără zâmbet, fără să încerce să se adapteze la starea de spirit a asistenței. În scurtă vreme a renunțat la manuscrise și și-a continuat declamația privind în sus, așa cum l-ați văzut în seara aceasta de multe ori și cei ce nu l-ați cunoscut. Și ca și cum acolo cineva i-a fi transmis poemele cuvânt cu cuvânt. Intonația gravă și deznădăjduită de poet care vorbește în pustiu a instaurat treptat în sală o nouă stare de spirit. Era ca și cum toți cei prezenți ar fi simțit vinovați, dar vinovați numai pentru exuberanța și lipsa de grijă de până atunci, ci și pentru păcatele săvârșite de oameni din tipuri imemoriale și așteptau înfiorați de teamă o pedeapsă. După închiderea lecturii, încheierea lecturii, asistența a rămas multă vreme mută, copleșită de emoții. Apoi s-au declanșat aplauze. Nu doar frenetice, ca în cazul altor autori talentați, ci și pătrunse de un fel de recunoștință fanatică, apoteotică. Tânărul care blocase astfel simțul umorului la peste 200 de studenți și cobora transfigurat de pe podium, în timp ce George Ivașcu îi smulgea din mână poemele ca să-i republice în contemporan, era Ioan Alexandru. Pe atunci, se numea Ion Alexandru, avea 25 de ani și cunoscuții îl considerau un nou Eminescu. Ne amintim, nu? Apropo de felul cum a fost întâmpinat de sus. Ne spunea cu durere și cu dragoste pe toată, ca să folosim sintagma lui Părinte Atelin. Atelinii sunt disprețuiți sau socotiți proști pentru că nu știu spune parcuri. Probabil că explicat în anul istoria lor sângerând în timp de 1000 de ani, nu le-a permis ca celor din regal să formați în genul Caragiale. Da. Și iată ce ne spune istoricul că s-a întâmplat atunci la debut, confirmă autorul acestei cărți, care a citat criticul al Ștefănescu, ci depun mărturie că am trăit de zeci de ori astfel de scene de fermecare, asistențe de către poetul, profesorul și trăitorul, cum l-ați numit, Ioan Alexandru. O altă tema, deci impactul cuvântului asupra celorlalți. Tot aici se mărturisește că nu există român care să fie magnetizat în străinătate, numai pe român. Iată, ca Ioan Alexandru, în Europa, dar nu numai, ci și iată, la capăt de pământ, în țara soarelui, Episodul Soca Dacai, 1907, momentul apoteozei aprecierii internaționale a poetului. A venit de acolo cu medalia de aur pentru poezie, medalia pe care n-a mai primit-o nu doar niciun român, niciun european, a mai primit-o un ministru rus pentru activitate de mecenat în Rusia, nu știu, cărui secol. Soca Gakkai, societatea de creare de valori prin cultură și educație, se spunea că se traduce,
Acolo a fost invitat de președintele acestei organizații care fusese un pericol european. Ultima haltă a fost la București, unde s-a întâmplat în Uniunea Scriitorilor și din care dialogul dai sacu ichet, așa se numea președintele organizației, mi-a zis, pe dumneata vreau să te pierd să le vorbești studenților la Soca, ceea ce s-a și întâmplat. Și iată cum le-a vorbit, vorbind de impact. Președintele, în ziua ei au putut, s-a dus, se povestea multe, cum s-a dus îmbrăcat cu cojocul ardelenesc, oaia, sunt japoneze, cum le-a dus palinca ardelenească, le-a explicat cum se face la răstrăi, șușoteau între cufăru, de la aeroport, un lanț, dat peste să se rupă. Și când le-a spus de unde vine, din România, un sat transilvan, deșar, dar bogat mediat de ce-a venit acolo Ioan Alexandru, cel mai mare poet din istoria literaturii române, Edgar Papu, la care autorul iarăși al acestei cărți spune, că Edgar Papu zice, Ioan Alexandru este poate cel mai mare poet din istoria literaturii române, iar autorul cărții spune și eu elimin acest poate, asta e adică chiar. Da, Mihăilescu. Deci acolo, președintele i-a rezervat ne spunea și de ispitele japonezilor, mi-au dat camere de hotel, îmi veneau cheișele de acolo să-și aleagă, și te testează și moral să vadă dacă ești la înălțimea propovăduirii. Toate astea, știți, așa ne intrau prin minte și prin și ne făcea să ne angajăm, să ne promitem și înțelegeam ce înseamnă slujirea noastră. Deci, la întâlnirea de-a doua zi, Uniunea Scriitorilor Japonezi, președintele organizației și rezervase jumătate de oră. Și avea fost 11 întâlniri în acestea. După jumătatea de oră, după ce l-a prezentat acolo, până la Consultă de Europa, l-a tradus Fidelul colegul la Heidelberg, japonez, a vorbit în limba germană, limba soției. Care i-a devenit familiar cu părintele Caravan, știe. Când a venit secretarul să-l anunțe pe președinte că a expirat timpul și îl așteaptă următorul partener, te rog, aranjează, amână! Și s-a întâmplat lucrul ăsta și a doua oară, și cu a doua jumătate de oră, și a treia oară, după o oră jumate, de trei ori s-a întâmplat, atât total l-a captivat, n-a plecat două ore președintele de acolo. Și când s-a ridicat, el le-a propus scriitorilor să-i decerneze medalia cu care s-a încurnat și cu care venit, iar Ceaușescu l-a chemat și am auzit, păi mi-ai fost așa, felicitări. Despre ce scrii dumneata? Despre Hristos, Frankel. Și da? Parcă nu știa de la securiști. Și da, păi să punem să te publici. Și el a dat 21 de volume mărturisitoare de Hristos sub forma logosului trupat, al pelicanului, în volumul 1, Biblia de Pate, pe o cruce așa de formată, cu dublu chenar, crucea fizică și crucea spirituală. Și când a venit din Japon, îi duceam doar, așteptam la Institutul de Arte Plastice. Când ne-a văzut cu căciula aia plinească, pe țăran, cu jocul, cu cărțile, cu traistea, cu cărți, s-a oprit așa la 5-6 metri și ne-a privit. Ce mai faceți, dragii mei, apropo de așa întrebarea ta emotivă? În prezent, eu sunt o fire emotiv, am fost și am rămas. În prezența acestui om, și am zis, ăsta e un criteriu mai puțin luat în seama de mulți, când este să stabilească valoarea unui om. Pe ce știți, cine știe, câștigă, cine știe, dar cine iubește. Acesta, din păcate, nu este un criteriu în aprecierea valorilor umane. Am simțit că se alungă emoții. El era atât de mare, brunat, iată, și atitudinea față de noi ne creștea pe noi, ne făcea să ne simțim importante și știam că suntem niște amărâți de studenți care mergeam prin București acelor ani, în smogul bucureștean de toamnă, cu oamenii ca furnicile, cu plasele în mână, căutându-și de alegurii, interesându-se cu la ce alimentar se va băga carne și câte lipseau ca să stea noaptea la cozi. Și ieșea de acolo, cum mărturisea și doamna, de bordând, de bucurie. Încercam să privim lumea pe stradă și parcă voiam să spunem și eu, știți de unde venim noi? Știți că există Ioan Alexandru, București? Cum mi s-a
s-a spus în 81 de colegii noștri mai mari studenți, când erau cu bucurie, era ce se citea pe fața fiecăruia, de la profesor până la elev, pentru că noi simțeam sentimentul, aveam sentimentul marginalizării. Că așa într asta am fost crescuți profesorii toți, și special și cei de la matematică, știți exact, trebuia să facă educația ateistă. Și am perceput pe profesor totdeauna ca pe dușmanii bisericii, deși săracii nu erau toți așa ceva. Și când am văzut că un profesor venit de la București, un poet, vorbește așa despre Biblie, despre Hristos, despre biserică, despre misiunea noastră, n-a fost și cinste mai mare decât cuvintele părintele Mitropolie și Sfântul Andrei și aproape de 100 de ori de marginat și tot pe ori face, au devenit o formă de mărturisire personală a fiecăruia, cunoscându-l pe Ioan Alexandru. Apoi, momentul șocant din Parlament, minieri, iarăși cuvântul lui a oprit roata de mineri care îl priveau înmărmuriți, în timp ce parlamentarii tremurau la propriu, i-au văzut cu răcile venise peste ei. Nu mai știu ce așa. Am văzut analogia cu cuvântul, cu situația din Sfânta Evanghelie, când știți ostași, când au venit să, după sărutul lui Iuda, deci, Iosu, haideți! Și ei rămăseseră blocați, înmărmuriți, n-aveau curajul să pună mâna pe el. Era taină cuvântul lui Dumnezeu, care i-a făcut pe cei manipulați de cei ce folosește și ei cuvântul. Căci cuvântul, prin cuvânt am văzut, prin cuvântul întrupat, data asta ne ridicăm și ne, nu doar ne umanizăm, ne îndumnezeim. Dumnezeu s-a făcut om ca pe om să îndumnezeiască. Îl visam deseori, mă visam vorbind ca el. Sunt convins că din patetismul ce ne caracterizează, pe lângă va fi fost din ceva ereditar, s-a adăugat mult de la el. Deci visam asta în somn. Iar despre influența cea mai proaspătă am Sfințirea Bisericii. Duminica trecută. Știți cum am început cuvântul? Cu Bărășit, Bara, Elohim, Hamșa, mai Vecavareț. Ca să pot să dau mai departe, să mă leg de interpretarea cu Bert, prima literă a Scripturii, care înseamnă casă. Iată, dintr-un început Dumnezeu vrea să facă casă cu omul. Ziceau Bert, trei lagă și aici deschise, nu o casă închisă, că de intră comuniunea, Betel și așa mai departe. Impactul asupra copiilor lui, când am venit la mormânt, era de pus la Sfântul Gheorghe, de unde pleacă kilometru zero în țară, tot de la Ieloștin. Și vedea semnificație și spirituală, de la biserică pleacă. Biserica este metronomul spiritualității. Era de pus pe catafalc. Și ne-a întâmpinat cineva îmbrăcat în negru, cu fărașul, cu mătura în mână, am crezut că persoană de-a bisericii. Dumnezeu să ne ierte, măi, spășiți, ești părintele bine, colegul de altar. Și cu un zâmbet, dincolo de durerea, care se citea pe față, dar nu știam cine este persoana. Hristos, Hristos a înviat și-a înviat. Ca să înțelegem că era Maria, fata. Câți dintre noi, iată, putem să ne transmitem în copii, nu doar trupul care seamănă mai mult cu mama sau cu tată, ci din Duhul acesta. Mai ales acolo de libertatea de a se făuri cum vor. Acolo, de fapt, e liber. Că aici, în legile eredități, astea sunt fatalități. Avem părinții pe care avem, ne naștem în locul de ne naștem, trăim în timpul destinat, dar izbăvirea, vorba pentru știanii mei, artiții. Orice, din orice soluție, din orice univers concentraționat, celule 2x2, în domiciliu forțat, în oraș, în pățară, într-un pătent, nu există o singură soluție de izbăvire, soluția mistică a credinței. După cum, da, n-aveam nicio... sau, iată, dacă nu
Noi chiar aveam o treabă cu ebraică, făceam la facultate și trebuia să trecem examenul. Dar nu înțelegeam mare lucru. Și cu toate acestea, acele cuvinte pe care noi le cerea să le pronunțăm, plăcea să le audă, să le rumegăm, pentru că erau cuvintele în care s-a turnat revelația în taina acestui popor unicat, dar care, iată, din păcate, n-a înțeles ce s-a împotmolit în istorie. Și la ora actuală, multe cuvinte din limbile moderne de pildă, am aflat că am fost în Israel de la Ghidul, evreu român, nu mai știu cuvântul exact, ebraic la Decalog, poate Domnul Sfântul de asta. Oricum am reținut, e un cuvânt în care rădăcina este formată din acestea trei. S, C, L. Și iată, în limbile europene moderne, e vorba de învățături, Decalog, porunci, școală, school, în engleză, S, C, L. Vocale sunt pentru articulare. Ecol. H, aspirat din francez. Școală în românește. Ș, C, L. Șule, germană. S, H. Iarăși grupul acesta. Iată, ebraica. Cu alfabetul. Alfabeta, gamma, delta. Era urmarea lui Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Și așa mai departe. E grecia o luat de la evrei. Nu invers. Când grecii spuneau în scris primele mituri cu Hesiod, secolul 7 înainte de Hristos, evreii cu încă 7 secole înainte aveau decalog prezent în Constituții de popoară și la actuală, validat firește de Hristos, prin Dumnezeu, cel care îl suflase prin Duhul Sfânt, prin roagul biblic, profeților de dinainte. Taina cuvântului său, vulcanic de cele mai multe ori, limb, adeseori, aparent inepuizabil, este asemenea, am zis, tainei cuvântului profeților. Dar, precizarea, nu este o sursă genetică ereditară perenă, ci dar din zestrea și puterea logosului divin, doar el veșnic și inepuizabil. Și ca să mă înțelegi ce am spus și amintesc pentru predicare, de vizita, de după Revoluție la Buzău. Vă amintiți când l-am întâmpinat și școala, elevii adunat sus în bolul școlii și cu profesori, urcând trepte seminare, a fost o revelație neverosimilă pentru noi, despre care știam despre el că e stare să vorbească dintr-un vers, merțe, două ori, fără întrerupere. Când l-am auzit spunând, fraților, să oprim. Despre ce oare o să vorbesc? Ce o să vă spun? O îngrijorare, rugăciune, în parafrază, parcă la o altă mai veche, aceea titularizată în volumul de debut. Cum să vă spun? Și atunci, cum adică Ivan Alexandru își face griji? De ce va vorbi? Dar el era sincer. Cum deseori și noi ne trezim că facem apostolul slujbei, suntem la o biserică, părinte profesor, părintele Mirea, care l-ați avut de asemenea student, care a obișnuit pe oameni cu slujbă zilnică și cu cuvânt zilnic, de la două minute seara la meceri, lângă când a dat cuvânt de la Sfânta Liturghie. Știi cum te facem apostul și nu știm de ce vom grăi, despre ce vorbim. De aceea, ce spunea părintele coleg, îmi luam cărțile lui Ioan Alexandru și oriunde aș fi deschis-o, puteam să mă leg de o poezie care la rândul ei se inspira într-un fapt biblic de Vechiul sau de Noul Testament și iată, era salvarea noastră. Ca să închei, deci, spuneam de perspectiva liturgică a Bisericii pe care n-a înțeles-o distinsul critic, Nicolae Manuel. Liturgia Bisericii care sintetizează, explicitează, augmentează liturgia cosmică, pitagoreică astrelor. De la el, el ne spunea Pitagora, vorbea de o muzică astrelor. Biblică, a îngerilor în noaptea nașterii, slavă cu cei de sus, Dumnezeu și pe pământ, pace cu oameni, cum vei începutul acatismului cu îngerul la mâna Bisericii, în noaptea nașterii. Continuând în patristica Bisericii, acel dascosmic și liturghii Părintelui Maxim, Sfântului Maxim Mărturisitor, preluată iată de teologii mileniului al doilea, la Busen, Karl Schwarz, Forum Baltazar.
Deci cât de actual este mesajul lui Alexandru, cel care a răscolit asupra textelor fundamentale, ceea ce făcea și Păunescu în ultimul timp, am înțeles. Care revin la afirmația lui Păunescu. Mai era o temă interesantă de discutat și cu asta închei eu. S-a vorbit, știți, despre derapajele din anii 90 ale poetului spre protestantism, urmarea lui Biblia protestantă, sau cu anumite declarații atunci în vremea când politica devenise dominanta societății românești. Pentru mine rămâne capital ce Adrian Popescu ne-a mijlocit, trimițând să filmeze la Boal sau unde era găzduit pe Alexandru după ieșirea din covă. Și Popescu la emisiunea lui nocturne de platera, un garderob la 4 dimineața, îl dădea și pe Ioan Alexandru. Dovadă că ce spunea despre el cel mai bun, cel mai bun, cel mai smerit dintre el, poetul Ioan Alexandru, nu era așa de descendență și de circunstanță și încă de bine la auditoriu, uite. Și chiar ne credeau după acest. Deci, Popescu a trimis și a fost trecea și o dădea câte 5-10 minute. Și am auzit, pentru că, da, am avut-o și prin sufletul nostru a trecut sabie. Că nu știam, vorbeam, chiar aici la teologie, se pleacă profesor de teologie, sunt înspăimântați de derapajul lui Ioan Alexandru spre protestantism. Și auziți, citesc, m-a interesat și am reținut, mă asigur, de fidelitatea citatului, cu gura picată, cum am văzut la un moment dat, după ce și-a revenit din coma de o lună de zile, i-a rămas afectată privirea și fizionomia. Și mulțumea lui Dumnezeu că și-a revenit, că i-a dat drumul la mâna dreaptă ca să mai scrie, deci că de-abia le-a știut de înviere, înțelegea. Acum trecut și prin moartea cel puțin clinic. Sau cel clinică cât poate fi ca să revină. Dincolo de minunile pe care nu știu care s-au săvârșit și care se pot săvârși. Deci, mulțumea lui Dumnezeu, Tatăl, Fiul Său, Mântuitorul nostru, întrupat în istorie și care s-a jertfit pentru noi, s-a răstignit pentru noi. Mulțumesc Maicii sale, răstignită și ea la poalele crucii, Maica Domnului pe care a culit-o nebunul de Luther și după el toți protestanți. Închei citatul și nota de mărturisire făcută în Germania, la gazdele lui. Asta mi-a spulberat orice îndoială, că știți protestanții, nu citesc pe Maica Domnului, că ar fi derapat. Este o temă de discutat pe Maica de pas, sau nu știu dacă, chiar și când ar fi adevărat, rămâne bogăția care ne-a lăsat-o și de care noi suntem conviși că Duhul Sfânt a fost cu el în vremea aceea de secetă duhovnicească. Motiv pentru care l-am numit apostolul Mirean în comunismul ateu și care a constituit pentru noi cei care l-am cunoscut. Modelul de mărturisitor contemporan unicat și în vârful piramidei. N-am cunoscut nici înainte, nici atunci contemporan cu el și nici după aceea om care să fie mai convins de ceea ce spune ca poetul Ioan Alexandru. Și închei cu niște versuri de ale sale pe care testul le spun la prilejuri potrivit Paștele acelui. Neamul meu, un singur legământ până astăzi este în putere. Această patrie, acest pământ să-l pregătim încet de înviere. Că oricărui om ce mi iese în cale, nu am ceva mai uriaș să-i spun decât să-i vestesc în osanare, cum că de înviere și el este de bun.
Vă jur pe crinul bobocit ieșit împărătește pe colină, că nu-i nădejde alta în univers decât iubita asta de lumină. Și fericit de lumirea în seara aceasta cu lumină. Și legat de cartea ce ne spunea Domnul Niculescu despre plâncoveri, doar această strofă pe care o luăm cu noi fiecare, în măsura în care ne socotim datoria. Jur pe sece carnea mea de pe pământ, putrezească sufletul în mine, de voi rușina credința ta, brâncovene, frate Constantin. Mulțumim și ne-aș doar. Să naște cât un grup și iar se adună neamurile toate și vin cu dar, cât un miel, suflet.
interesante. Pruncul înfășat de mamă și de naș, e dus frumos cu cele cuvenite. Biserica e plină și preotul slăvit cufundă pruncul apele sfințite. Așa sunt sărbătorii. Și pruncii cresc. Și iarăși este toamnă peste lume și unii au pierit și unii nu mai sunt și unii par vestiți, iar unii fără nume și zile și nopțile la rând trec și se sting ușor ca o făclie și iarăși Paștele împărătește umplu casă de bucurie când vitele și caii și turmele de oi și bolile și apa din fântână învie în lumină și să dăm pe bot toți smeii și toți pomii din grădină. S-a transivat căsuță de pământ, mușcat de la fereastră și buzuioc în grindă, ștergat curat, icoane de pe veți. Ziua învierii și noaptea decolindă, rusalii bobotează postul către Paști, și Maica Domnului, în plină vară, holdele scoate, secerători puțin, viața noastră, țară milenară. Istoria adevărită sunt două trupi urmări masive de creștini în România. Bală, să spunem, să aveți trei. Sunt ortodoxi în majoritatea poporului român. Ortodoxia este mama poporului român, cum a spus Mihai Eminescu. Și cum confirm și eu acum în primele acestea. Este mărturia despre care a pomenit și Părintele Aurelian. Cred că unul dintre cei care, aș putea spune, a fost liber al lui Ioan Alexandru și ne obișnuise cu el, întotdeauna era împreună cu Ioan Alexandru, este Silviu Despa. Mă amintesc că undeva aici, în facultate, aveam eram la gazdă și după Ioan Alexandru, având manuscrisul Chipul Nemuritorului lui Dumnezeu, împreună cu Mariela Gheorghe, împreună cu Cristina Popescu, pictor, nu mai știu dacă, nu mai știu prea multe despre ele, citeam. Și ceea ce regret este faptul că Părintele Plânlor, dacă nu așa, avea un magnetofon în care înregistrase tot. Nu știu dacă se mai păstrează. Așa mi-a spus că nu le mai are. Nu știu, dar oricum Silviu era permanent și Părintele Plânlor. Acum Silviu poate să ne povestească multe. M-am soțit pe Alexandru înainte de 89, după 89. Cred că și în momentul din Parlament poate să ne povestească cu mai multe amănunte. De aceea, mulțumim în această seară că este prezent și vă rugăm să ne dea mărturie. Mulțumesc pentru această oportunitate. Am să dea până acum toate amintirile care trebuie să stăm toată noaptea aici și să fie esențial. Să fie esențial în ce privește programul Alexandru. De bună seama, am petrecut mult timp împreună de la Universitate, Universitatea Plastice, vernisaje, mergeam în adresa la mănăstiri, era invitat și după Revoluție, activitatea civică, Provita, Partidul Creștin Democrat, grupul de rugăciune și așa mai departe, cu viață de om.
cum l-am cunoscut când în anii studenției eram student la facultate tehnică, automateză și calculatoare, mă ocupam de limbaje de programare, specializarea era software, n-aveam absolut nimic comun cu lumea aceasta, a literelor și în cele din urmă, lumea aceasta spirituală. Exista și în cele din urmă am aprofundat oarecum problema aceasta a limbajelor, de la limbajele acestea pentru calculatoare, limbajele software care se adresează mașinilor și care încearcă să fie cât mai apropiate de limbajul uman. Și am descoperit că limbajul poetic al lui Ion Alexandru, pe care l-a șerfuit așa de mult, s-a adresat ca să fie foarte prietenos cu Dumnezeu. Pentru că dacă programatorii de astăzi, marea lupta lor este ca să fie friendly, prietenoși cu utilizatorii, în aplicațiile lor și în toate cele, așa ceva a făcut Ion Alexandru în limbajul său poetic, care este sublim și chiar el spunea, mi-aduc aminte, în prezența lui Dumnezeu, omul cântă, se roagă, se exprimă, intră într-o extază, se exprimă imnic și incantația poetică pe care el o avea în versul său, în cuvântul său, era dovadă că ajunsese la desăvârșire cu această formă de limbaj. Și mai mult, era vorba de o cunoaștere poetică, ceea ce nu eram obișnuit cu acea cunoaștere descriptivă, științifică, de explorarea materiei și a lumii. El a ridicat în fața noastră acest mod de a percepe lumea prin cunoaștere simbolică. Există chiar un profesor de epistemologie la Facultatea de Fizică de la Institutul Măgurel, care încerca să descifreze teoria aceasta a cunoașterii în ce privește a lui Ioan Alexandru. Era practic un fel de a aborda care putea fi pus în această istorie a teoriei cunoașterii, cunoașterea poetică, care a dus-o și există o secvență din film care, în dialog cu Părintele Dumitru Strângare, vorbește de teologia poetică. Este forma sublimă care poți să adresezi Dumnezeu. Toți psalmii, toate Biblia, toate cărțile acestea sunt și au la bază această gândire și această cunoaștere poetică. Mi-aduc aminte că spuneam că fructul acestei cunoașteri poetice este fructul desăvârșit acestei cunoașteri, este persoana Mântuitorului Iisus Hristos. Și aș vrea să vă vorbesc acum de ceea ce era esențial pentru Ioan Alexandru. S-au spus de amintiri, întâmplări, dar pentru Ioan Alexandru, persoana Mântuitorului era lucru care îl fascina și a încercat în această metodă de cunoaștere să ajungă la chintesența și anume la mesajul salvării pe care l-a adus Iisus Hristos și într-un dialog cu profesorul de religii comparate, cunoscutul Mircea Eliade,
încercate. Ce sunt dintre... Ați analizat atâtea religii și atâtea... A spus că Iisus Hristos este sfârșitul și încununarea tuturor religiilor lumii. Deci mai mult de atât nu se poate spune în acest, în acest domeniu, să spun, să numim așa. Iisus Hristos este sfârșitul și încununarea tuturor religiilor. Persoana Mântuitorului era mai presus de orice religie. Pentru că datorită sa toată puterea în cea și pe pământ, datorită atributului acesta esențial, a fost singurul care a trecut prin moarte și a ajuns prin înviere la viață. Acum să vorbesc câteva lucruri așa, nu știu ce aș putea să sunt parte de mult mai mult. Nu știu ce aș putea să spun. În ce privește ca omenit Părintele despre momentul din Parlament cu crucea, într-adevăr am fost acolo și există și o secvență filmată, dar a fost mai mult de atât. La un moment dat am întors toată acea pornire mânioasă a minerilor și chiar am convins un miner cu mâna lui și cu ranga pe care o putea în mână să bată pe o cruce de placașă, după rudimentar, și la rugat, care a fost și în noaptea Revoluției, a rugat pe acel miner să bată crucea de... Apropo de asta, când am venit la Buzău, știți, ne-am întâlnit legat de crucea pe care eu am punea sub drapelul țării și colegii parlamentari, eu luau de acolo. Și până am găsit frații comunatezii puternici, au tras de ea și n-au mai putut. Și probabil ce am ce mi-a lipit de mine, a rămas de mine. Deci a fost un moment crucial. Și acea cruce a rămas, bineînțeles, după aceea s-a stilizat și a venit astăzi, s-a arătat în Parlamentul nou și a rămas acolo și mulțumim lui Dumnezeu, sper să rămână pentru multe alte generații înainte. Dar el a fost cel care a pus această cruce. Acum, suntem aici la Institutul Orologic și vreau să spun că Ion Alexandru a avut o relație și o nemijlocită cu spiritualitatea bizantină, prin salonit aici, prin mari poeți bizantini, Inici, Roman Melodiu și Efrem Siru și cel puțin cei pe care știu că i-a predat la disperate plastice și lua cuvânt cu cuvânt, vers cu vers, să analiza, avea o metodă unică pe care așa a însușit-o în Germania, cu Heidegger și de a desfolia înțelesul de cuvintelor și de a ajunge la esența, filologică, dar și esența spirituală. Când ajungea la această esență, care era plină de energie, o elibera și făcea ca să înțelegem profunzimea acelor texte vechi, care moarte și le dezvăpa atunci prin puterea lui de a inesiona în această lume veche și în aceste limbaje și această spiritualitate pe care a iubit-o și a trecut-o nespus de mult. Despre iubirea lui Alexandru față de și pe orizontală, dar și pe verticală, s-a vorbit foarte mult. Deborda avea el o prezență care
utilizat în sensul pozitiv al fructele Duhului Sfânt, în momentul în care ajungeam forma sublimă de exprimare, în ce privește Sfânta Scriptură și ce privește textele pe care le-a rugat. Iar aceste cuvinte veneau în întâmplarea noastră și ne aduceau mare cuvinsul și dovadă sunt cei care, pe vremea aceea, nu stăm de vorba, dar eram pe băncile universității și stăteam și așteptam să vină un profesor frumos să ne vorbească din Sfânta Scriptură, așa cum nu făcea nimeni în acea în acele locuri, sigur, de bună seamă, erau probabil că erau tot felul de securi și informatori în clasa acolo, am auzit cea mai la emisiune recent, un mult de sărășit spunea că, Iedescu spunea că erau securiști care ascultându-l pe Alexandru să mă învățeau și plecau cu surprează cu maxim mărturisitor. Da. Da, cred că erau niște mărturisitori la maxim acești securiști. Și, într-adevăr, am avut multe de suferit. Bine, pentru noi a fost, nu a fost această suferință, dar a fost zis că încercau să oprească această oază de spiritualitate autentică românească și creștină într-o universitate pozitivistă și ateistă, impregnată de ideologia atee, încercau să oprească acest curs, în cele din urmă, am avut parte și de niște anchete ale securității. Este o poveste lungă, nu vreau acum ca să desfășor aici. În ce privește pe Petre Țuțea, Dorecilea Alexandru a invitat studenții să viziteze, că era neputincios și ne-a trăgat să mergă la Cismigiu și s-a declanșat o întreagă anchetă în acea perioadă. A venit Revoluția și probabil că dacă nu fără Revoluția, eram primii, iar cursul mi l-au prins și mi l-au prins primele victime de aceste anchete. După 89, eu am exemplat pentru o activitate de civică, destul de pe care poeți și scriitori nu au făcut-o, din generația de istor, care merită adusă la valoare, adevărata valoare, a fost pus sub un cont de lungă, dar a avut o contribuție esențială la introducerea religiei și apoi la dezvoltarea mișcării Provita. L-am partid creștin democrat și la grupul de rugăciune din Parlamentul României. Sunt teme și subiecte care fiecare merită realizat în parte și în detaliu și în amănunt și în felul acesta vom avea adevărata adevăratul portret al acestui mare cărturat și om politic și om de spirit care a fost și este urmărit. Vă mulțumesc, nu vreau să vă mulțumesc. Îi mulțumesc și eu lui Silviu Despa. Silviu, cred că știe este o istorie întrupată despre Ioan Alexandru. L-a însoțit și înainte și după Revoluție. A fost martorul fructor evenimente. Doar atât aș vrea să dăm episodul din Parlament. Cu roa lacrimilor unse urechile înfuntate
nepustire să prindă întâi zvon de bucurie. Dar câtă vreme l-o las, putea să-ți aducă timp și vreo vorbă de înseamnă.
a creștinilor din diferite profesii. Cum spune Iorga, în România înseamnă biserica, biserica greco-catolică, înseamnă biserica catolică, bisericile protestante și neoprotestante, toți acei creștini care mărturisesc pe Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt. Avem ce? Și de patriotism,
La Ioan Alexandru s-a format în sufletul lui de creștin acea, am spune noi, valoare creștină despre care Mântuitorul răspundea, dacă voi iubiți pe cele ale voastre, chiar și de patria voastră, mai mult decât pe mine, nu sunteți vredniști de mine. Pentru că toate cele ale noastre, chiar și cele de patrie, numai prin Hristos se sfințesc și numai prin Hristos devin virtuți adevărate și reale, nu numai pentru pământ, ci și dincolo de această viață. Este vorba de făcuința aceea dată de Avram. Se vor binecuvânta între tine toate neamurile pământului. Deci pentru această binecuvântare a lui Dumnezeu este calea lui Hristos, cea care ne duce la adevăr. Acest adevăr Ioan Alexandru l-a găsit în personalitățile mari din istoria neamului nostru. El vorbea despre Bunovianu, dar vorbea despre Bunovianu ca unul care venea de Marbea, și anume în secolul 20, după secolul 18 și 19, în care nu s-a găsit o altă operă literară care să fie pusă în valoare jertfa aceasta atât de mare. Și Ioan Alexandru este acela care are acest merit. Și este vorba de o concepție a lui despre istorie. El spunea că istoria este ca un vârtej spiralat. Cu cât se învârte mai mult, cu atât apare adâncul acela și profunzimea acelea ale vieții creștine, ale nașilor noștri. Și el este acela care s-a exprimat atât la profunzime în legătură cu această jertfă pentru un neam, și anume pentru credință. Pentru credința aceea care sfințește neamul. Și acest lucru este taina aceea pe care și Mântuitorul a spus. Și în legătură cu Mântuitorul, dreptul Simeon a spus, se vor binecuvânta într-o tine toate neamurile pământului, dar sigur, sub forma aceea a unei vedenii din prorocul Daniel, este vorba acolo de statuia cu picioarele de lut și cu capul de aur și celelalte părți de la capul de aur, tot mai puțin valoroase, până la picioarele de lut. Și noi trebuie să știm că și alte neamuri, această lumină dumnezeiască profețită prin dreptul Simeon, nu a început de la capul de aur, ci numai de la picioarele de lut, chiar și în neamul nostru. Și așa s-a înrădăcinat credința în Hristos și așa rămâne și așa va fi adusă la Hristos și partea aceea mai importantă al acestei statui, care este capul de aur. Adică înțelepciunea omenească. Iată că aceste lucruri erau atât de pătrunzătoare în credința lui Ioan Alexandru și nu spunea niciodată ce impresii are în legătură cu ceea ce vorbeam noi, dar simțea nevoie să le împărtășească în una sau alta din operele lui, ceea ce desigur nu este meritat, pentru că ce nu avea el și noi aveam și nu aveam voie să dăm, desigur a fost o ocazie minunată de a avea acest dialog și mai ales să facem aceasta de apropiere cu totul aparte, pentru că Ioan Alexandru este un spirit aprins. El nu este exaltat, dar are aripi. Putem spune că și lui i-a dat Dumnezeu din acel gerarhic, cum spune prorocul Isaia, din care un înger a luat un cărbune și l-a dat și a dat și Duhul profetic. Iată o întâmplare din viața lui. El a fost invitat la o aniversare la Moscova, în legătură cu Cneazul Igor. A prezentat așa de frumos acolo o lucrare, încât i s-a dat primul cel mai mare. Și la urmă, organizatorii au vrut să dea câte o amintire celor care au luat parte la această întâlnire. Mulți
cerceau câte ceva plânuri sau păceruri sau alte lucruri pe care le respectivă amintirii oamenilor. Doamna Alexandru a cerut să se dea voie să se publice o antologie a poeziei Basarabene. Și acest lucru l-a obținut într-adevăr. Și unul din mare cuiesc Basarabene, Anton Pierro, chiar s-a exprimat în felul acesta. Frate Ioane, Dumnezeu cel care plângi lacrimile, Tu ești cel care naști lacrimile. Și, într-adevăr, Ioan avea această putere de mare profunzime, aceea de a naște lacrimi. Pentru că aminte că ce sunt lacrimi, se spunea cândva, o copiii mei, pentru care sunt pătărere de naștere, până ce Hristos va lachi în voi, până ce asta înseamnă a naște, înseamnă a naște dureri, a naște lacrimi pentru Hristos. Așa îl știm pe Alexandru și știm că avea acest suflu incandescent și care aprindea multe, multe suflete și multe se bucurau de prezența lui, mai ales că venea mesajul acesta pentru credința în Hristos, pentru că de acolo vine cuvântarea, de binecuvântarea întâi a neamului pentru tot felul de alte iubiri, inclusiv a iubirii de patrie. Noi știm, spunea părintele profesor Holbea, că de multe ori, cum spunea, de fapt, și părintele este în domnatica lui, pe Dumnezeu cunoști mai profund din împrejurările practice ale vieții. Iată, s-a întâmplat și cu acesta care l-a întâlnit pe Alexandru. Și trebuie să spunem că aceasta este forma aceea vie incandescentă de împărtășire, care înseamnă mai mult decât orice literă. Și noi știm că părinții bisericii ne spun că noi trebuie să citim și Sfintele Scripturi după Spiritul în care au fost scrise, ceea ce înseamnă întregul mai înainte de orice alte părți componente a aceluiași întreg. Întregul este Duhul. Și acest Duh îl împărtășise și Ioan Alexandru. Despre el s-ar putea spune, ca și despre poetul Eminescu, să plângi tu plânsul dolora, dureri din inima ta rupte, făclie, ce se iese lumii că tu te mistui luminând? Și într-adevăr și pe Alexandru găsim repere și în ceea ce a spus el în legătură cu Brâncoveanu. Brâncoveanu și-a încheiat lucrarea, jertfind iubirii ce avea mai scump. Oricât se întinde peste ea uitarea, a trecut pe celălalt tărâm. Cum se întâmplă valuri pe mare, când de țărm furtună s-a zdrobit, ce pierde în flux, câștigă în înălțare, ascultarea la desăvârșit. Mulțumim! Dacă i-a zbiluit prin iubire, sunteți pe veci biluitori. Prin ură, dacă i-a zbiluit. De-ați fost mai puternici, devenind necruțători. Nici ei nu sunt mai buni, nici voi nu veți rămâne. Nu se scoate răul cu rău. Nu cedează moartea de frică. Șarpele de aramă te pun în foie, pe lemn se ridică. Trupul plăpând în agonie se plânge. Restaurând cosmosul, picătură de sânge. Blând și smerit cu inima, nici o vorbă de șarpă. Doar purpuriul
smereniei lui, inima mea îl suportă. Apasă pământul ca iarba leac fără durere. Trecând jertfa lui încolțiva în noi din iubire, înviere. Nu pot rosti niciun cuvânt curat. Le trecut prin lacrimile toate. Cred că sunt cel mai neajutorat și cel mai sărac din câte au fost create. Și până la ele să ajung. Ce zbatere și frângere de sine. Stele și zboare toate plâng. Plânge sufletul în mine. Răscumpărarea vremii neîntrerupt. De aceea ai dat în cosmos viețuire. În cuvânt, în tot ce m-am vrut să convertesc. Prin jertfă la iubire. Nu vremuirea să o încremenesc, ci veșnicia să o strebăd în clipă, desăvârșind dumnezeiesc întoarcerea din moarte. Și lumină. De când mă știu, am tot primit un dar din bine în mai bine. Și acum, deodată învrednicit de bucuria stingerii de sine, nu cer durerile să mi se ia, ci înțelegerea de plină când besna nu mă tem că am devenit lumina. Ioan Alexandru. Așa.
pentru că sunt afaceriști teribili acolo, de aia îți primați toate neamurile de gustor, de rog, vă rog să credeți, știți să credeți la medici acum, este cea. Pentru că Iisus Hristos nu m-a devenit eficace lucrătoare pentru aceste odată cu zorile și tu, dar până la mormă, zădărnicie.
tot ce ești tu, tot ce nasc tu pe pământ rămâne mereu, rămâne Fiul tău. Rămâne joacă și nevinovăția Lui. Nu-i poate în camera Lui cine vorbire. Umpleți casa de prunci. Uită-te, spune-i, uită-te la păsări cu toată atenția și bucuria, că și această privire a ta este nemuritoare. Ai certitudinea asta care este mai mult decât o certitudine. Este vederea înțelepciunii, este clar viziunea și putința, pentru că Domnul pe care ne trudim să-L ridicăm nu e al mândriei și trufii, nu e al disperării, nu e o Babilonie, ci cort, adăpost, casă, cu o brumă de pricvor, un cuib de pedican, o brumă de vatră în care dospește diavolul pâine de mâine. Nu-i decât un loc pentru un leagă, pentru două, trei leagăne de prunci, pentru o fereastră spre Sfântul Soarele Sare, pentru o mușcată, sângerând în lăcrimarea ei, pentru că turnul pe care vrem să-l ridicăm aici este unul nevăzut. Este potirul iubirii neprihănite. Este un turn blând, milenar, la care au trudit Neagoie de Argeș în sus, Bucoveanu și Mihai Viteazul și Alexandru cel Bun și Ștefan cel Mare. Și lemnarii Maramureșului și Pietrarii de la Tomis. Dar pentru că turnul acesta nu poate fi străduit niciodată și nici zădărnicit din temirea lui de foc, trebuie să trudim zi și noapte la învățarea lui, la împodobirea și împărășirea ființei în inimile noastre prin mână și cuget, prin lucrarea de zi cu zi și clipă de clipă a fiecăruia dintre noi, pentru că El este, El rămâne, El va fi mereu cu noi tot aici și acolo, astăzi și mâine și întotdeauna Părintescul Nemuritor, Maica Patrie Nemuritoare. Rămâne. Ioan Alexandru rămâne cu noi. Rămâne pentru că ne-am nominat și vă mulțumesc vorbitorilor în primul rând, doamnei Francesca Bădăceanu, doamnei Ana Bal, domnului Costion Nicolescu, părintele profesor Ion Căraza, lui Silviu Despa și părintele Aurelian, doamnei Magda Catone, Ani Calciu, lui Tomi Cristi. Vă mulțumesc dumneavoastră, cei care ați rămas în această seară de priveghere, așa se întâmplă. Când avem priveghere, rămân cei care au și răbdare, dar mai ales au dragoste. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru darul pe care l-a făcut prin Părintele meu de Alexandru. Ne întrebăm, vă întreb și eu, și discutam și la Aurelian, oare cum am fi fost noi fără Ioan Alexandru? Am fi fost cu siguranță mai săraci și mulțumim Dumnezeu că prin Ioan Alexandru ne-a înlocuit. Vă mulțumesc tuturor, seară binecuvântată și Dumnezeu să ne ajute.